Cred că era inevitabil un video de FIFA 20 odată ce am făcut acum în FIFA 19 și am zis, cred că de câteva zile încoace, că bă, am totuși un video de făcut cu FIFA, dar multă lume nu prea m-a crezut și pe lângă asta și foarte bine am făcut și video de PES mai devreme cu câteva zile, așa că știu că sunteți mulți fan FIFA pe aici. Chiar dacă, cum se cheamă, eu nu prea mă joc, dar totuși poate sunteți curioși de ce schimbări vin prin FIFA 20. E bine, acum este momentul, dăm și noi așa o micuță mare încercare la FIFA 20, de în care e treaba, în special că avem și noi niște chestii cu care să ne mândrim, să zicem așa. Adică avem în sfârșit Liga 1 în FIFA 20, adică putem juca cu echipele favorite din țară și avem și FIFA Street sau Volta, putem să-i spunem, adică Volta se numește, dar din câte am auzit nu cred că are pe multiplayer, adică nu e pus pe, e multiplayer, dar nu cred că e pus pe modul competitiv sau ceva, nu știu. O să vreau să testez și Volta probabil într-un viitor video, dacă e să vă placă acest video pe care îl fac acum, dar ce vreau eu de fapt și de drept să încerc aici, este ceva mult mai diabolic dacă e să o luăm așa, și anume vreau să încercăm și echipele din Liga 1. Personal, știți foarte bine, nu mă descurc foarte tare cu jocurile astea de fotbal, s-a dovedit asta și mai devreme cu video pe care îl făcusem cu celălalt joc cu PES-ul. Așa că hai să totuși să vedem asta cum o să meargă. Dăm classic match, suntem în România. Încă nu suntem unde trebuie. Că nu suntem unde trebuie, nu deloc. Suntem în România, ok. Hai să mergem așa, Clinceni, Viitor, mamă, Viitor are stele multe. Dar și n-am auzit în viața mea, serios, what the fuck. Ok, Iași, Gazmetan, Mediașu, FCSB, clar o să jucăm cu FCSB. Dinamo e aici? E și Dinamo aici. 71. Wow, Dinamo duce la cam prost. Okay, hai să jucăm cu FCSB-ul. Contra. Acum o să dureze ceva, dar habar n-am unde e. O să alegem o echipă de asta mare. Vreau să aleg Barcelona. Dar o să mă scuzați aici, de eu habar n-am unde e Barcelona pus. Putem să-i punem pe ăsta. Pe Dortmund. Și știu, sunt destul de mari. E la... Nu la francez, la francez. La spaniol, mă. Au, Chelsea, mi-a plăcea Chelsea. Mamă, ții minte că mă jucam, eram rupt după Chelsea. Nu, e la spaniol, cred că sunt. Da. Au, ce asta? Au, Switzerland. Avea logo asta, mă, tot și mă speriasem. Astra, uite, mă, Astra, Giurgiu. Mă, câte echipe pe aici. Nebunie. Stai așa, trebuie să fie aici. Atletico. Atletico, cum ziceam eu. Real Madrid ar fi o treabă. Cred că o să mă înjure. Uite, am dreptate la spaniol. Bă, parcă știam eu. Ok, deci eu cu o echipă de 71 contra o echipă de 91. Să e fun. Nu, ce uniformă, băieți, la FCSB. Arăta mai mișto înainte, să fiu sincer. Adică, eu țin minte pe ăla la FCSB care arătau așa. Mamă, ăla-i Messi? Nu știu ce tipul din stânga, ăla-i Messi, știu. O carta și îl știu pe Messi, ce? Oameni buni, fiți atenți aici. Ok, încerc să merg aminte. Oh, l-avem Florin Tănase. Nu știu care e sprintul. Oh, am avut și noi joc. Hai, nu mă lăsa acum. Seamă, care e sprintul? Cred că ăsta e sprintul, după cum pare. Ok. Am înțeles. Ia zi-mă, boys, oare reușim noi să facem o treabă aici? Câștigăm și noi un match? Avem șanse împotriva Barcelonei? Nu cred. Ia să vedem. Nu știu dacă recunosc pe cineva din FCSB, că i-au schimbat la greu. Poate voi recunoașteți, știi? Lăsați în comentarii dacă recunoașteți pe cineva și dacă e crea cum trebuie. Mă, Messi așa de mic? De ce e așa mic față de restul? Deci că e un midget. Uite că e alea că mai înalt. Ok. A, uite că am ăsta aici, hold sprint, aha. Suarez acolo pe capul meu. Am lăsat astea pentru că nu știam controlele foarte bine. Shit, așa o să mă rupă. Nu mă rupeți voi pe mine, bobiță. Să n-a cu back.
he used the inside of his head well, but not the outside. Oh my god. Yeah, just slightly missed time that one. Stai un pic. De ce în 30 de frame-uri? Stai un pic. Stai. Ho, 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 ho. De ce joc în 30 de frame-uri? Oh, video calibration. Never mind, aici. Video calibration. Ah, era. Oh, nu e aici. Oh, da, acolo cred că era. Stai. Oh, ba, nu, nu e. Cred că asta trebuie să fi schimbat din... da, cred că trebuie să fi schimbat de la început. Oh, well, prea târziu de acum. Ai, okay, lăsăm așa, nu mai schimbăm. Nu pasă. Unde am dat-o, frate, pe asta? Hai că am prins-o bine. Stai, am făcut offside, boys. Am jucat și noi, dacă e. Ne pricepem, mă, ce vrei să facem. Bă, dacă reușim să ne luăm bătaie mare de la Barcelona, e ceva. Înseamnă că FCSB are șanse la mondiale, nebunii. Boy! Bă, dar Messi chiar e mic. Mamă, cum a fost asta. Periculoasă mișcare, periculoasă rău de tot mișcarea asta. Să avem grijă aici și... Oh! Bine, 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 aaaah! Al doilea, oh, stai, asta a fost în altă parte, am crezut că o să fie corner iarăși, dar nu e. Ha, mă, Pintilii pe... Ah, știu pe Pintilii ăsta, numai că nu știu cum arată, știu după nume. Am crezut că o dă afară! Am crezut că o dă afară! You really don't need to say too much more than Lionel Messi. Well, he is one of the greatest talents to ever grace this game. Perhaps. Hai, nu mai. Ah, nu mai pupat atât fund pe Messi, bă. Uite, băieți mei, FCSB acolo. Aia zic. Ok, din nou. Mamă, deci văd că tot dau un corner în corner. My god. Stai așa, mă duc la băieții mei aici. It's a long cross towards Luis Suarez at the far post. It's a difficult technique and he didn't quite catch. Suarez, mamă, te știu pe tine, tu ești ăla cu dinții. Oh my god. Oh my god, aia a fost intenționată. Messi. No, Messi. Needs to be quick. Messi cu minte. Oh! I have fouled. Oh my god. Oh my god. Hai, mă. Lost the ball. Chance for a break in numbers. Hai, domnule portar. Aia zic, bă. Speed, but not much organization and the ball lost at a crucial time. Virar. Nu cred că o să am vreo șansă să dau vreun gol, frate, mă jur. No, 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 no. Opriți-l. That's a wonderful save at full stretch. Mă, băiatule. Tu mă sperii rău de tot, mă jur. A mai dă-l în spanac pe Messi, bă. Mamă, se vede clar că diferența de skill între mine și PC și nu mai zic de jucători, cât de mare diferența, cât de mult rezistă, cât de repede se mișcă, știi, și toate alea. Oh! Ok. Ușurel. Schemă! Hai zi, pas. Never expect the lob pass. Nu lob pass. Aia. Hai, mă. Aia zic. Well defended, not just getting across, he thought quickly as well. Ah, pirar. Good defending, no problem in the end. Hai, mă. Gone in strongly and got the ball. Nu știu ce-i bara aia dubioasă. Gen, cum ar trebui să dau șutul, presupun. Hai că dacă e joc și eu. Hai, mă, Messi, dă-mă mii și mii mingiuța aia, nu fi țăran. Well, this could be dangerous in a wide position. Să înțeleg că nu le spune numele băieților din linga întâi. Aia a fost cu efect. Mamă. A dat cu șutul mie, cum vine asta. Well, they've got a corner out of that, a bit lucky. Jesus.
Și ăsta e brutal. Bă, cred că o să băgăm și un video de Volta dacă vreți voi, adică e chiar curios acum. Ha, mă, lasă-l pe... Mă, v-ați adunat aici, parcă e pomană, frate, mă jur. Lasă pe Sergi Roberto ăsta. Busquets. Now with Messi. Ah. Stai. Mi-e teamă să nu fac rupere de aia de picioare. Ia bobiță, dă-i acolo. Dă-i mă o bobiță, stai. Mamă, ăștia mă... Bine mă, Antonie Griezmann ăsta. Bă, da, am observat o chestie. Nu mai încep doi jucători în mijloc. Înainte, ții minte la jocurile vechi, bine, ții minte la vechile FIFA-uri și toate alea. Ori s-o fi schimbat astea. Erau, cum se cheamă, începeau din mijloc sau ceva. Luis Suarez. Oh my god. Continue to knock the ball around, looking for the opening. Sergio Roberto. Threads it through. No, nu e bine. Oh, you can't get much closer than that. Bine, dacă dă Messi gol, nu mă deranjează, dar... Da, dacă dă un nou name de ăsta, e nou name pentru mine. Oh god. Da. Am dat-o în spațiu, băi, să fie dacă nu. Am crezut că am apăs butonul de low pass, dar am apăsat butonul de spitz în... Ce-a fost aia? Scoate-o a Messi afară, ăsta când e Messi ăla. Ulu. Aia zic? Aia zic? It's a brave effort really in amongst the players to get the header in but off target, way off target. Yeah, cred că cam greu. Adică se vede că eu chiar mă străduiesc aici, în pana mea, nu e deloc simplu. Cred că de fapt puteam să mișc pe ăla, l-am mișcat prost. Ok, l-am mingea de acolo. Being closed down now. Nu! Mamă, și vă să o dau în spate! Come on, man! Referee's had a good look and decided what he's seen from this period of play to add on 3 minutes. Hai că e bine. Bă, dacă pierd la 1-0, e bine cât față ce făcusem noi atunci în PES. Now he wants to take them on. Hai mă! Messi! Nu Messi! Rău Messi! Messi, nu! Am dat-o prea încet. Am dat-o bine. S-a terminat runda. Bă, îți dai seama, mă, dacă pierzi în fața Barcelonei doar cu un singur gol e ceva. Mau, zero șuturi la poartă, Doamne sfinte. Eu încerc, știi, eu îmi dau silința aici, dar... Hei, nu e așa simplu. Chiar e destul de stresant cum trebuie să... progresez. Ah, fuck. Griezmann. Așa. That's a fine challenge. And he's got the ball. Hai mă. Luis Suarez. Nu. Excellent vision. Messi. Well taken goal. Na da Messi. Pleacă Messi să nu te văd. Ieși afară, frezatule. 2-0. Bă, să n-ajunge la al treilea, că la al treilea clar o să mă simt nașpa. Adică, serios, clar o să mă simt nașpa. That's good passing, probing. He's won it back, easily. Tries the shot. Prea încet. Barca dominating the possession stakes. No wonder they're winning. Hai că bine, dat-o afară. Te-ați făcut și eu niște schimbări, n-a fost deloc. So creative and so clinical so far. E bine. Bun.
Dă-i, mă! M-a călcat în picioare! Pointed to the spot again, he saw it as a penalty. Well, those players aren't happy, and they wouldn't be, but he's made a big call on. I think he's probably got it right. Well, the referee has given a penalty, but he hasn't booked the offender. Well, quite often in that circumstance you would see the yellow card. Ah, uite cum face. Stai. Da, fă pasta. Oh, e penalty pentru noi. Nice. And being behind, you can understand that. Okay. Sperăm că nimeresc. Well, he wasn't going to be outwitted there, was he? He kept his eye on the ball and he guessed right. Well, not the best penalty. Tănase, good save. No, am încercat, dar cam greu. Am dat-o și noi în spațiu, mă jur. Shit. Enterprising attacking play, but not quite enterprising enough. Nu hoiduiți că nu e terenul vostru. Come on. Come on. Luis Suarez. Uf. Nu mă, come on. Sergio Busquets. Vidal. Aoleu. Out into the wide areas now. Now they can swing into attack. And he's got some help. Uf. Flag has gone up for offside tight. Bă, dar fac ăștia offside-ul ăla greu. Am fi de pe limbă. N-ai, bă, nu pot să mă concentrez, dar aveam floc. Vidal. Stai așa. Luis Suarez. Suarez. Arturo Vidal. Suarez. And they've got their new man ready, Barcelona. Ha, țapă, bă, Barcelona. Mă, dacă dau gol în fața Barcelonei cu FCSB-ul, am un vis împlinit aici. Really get at the opposition. Ah! Nu! They've got a corner here. It was deflected. Hai că bine. Avem corner măcar. Bagă-l Popescu. Popescu, pardon. Alan Smith with some final thoughts. Bagă. He was lively throughout. Certainly was when he tucked away his goal and very nearly got a second when he hit the woodwork. Corner played in. Not really prea early from the threat here. Uf. No. De ce îmi schimbă jucătorul când nu vreau? Griezmann. Aia e Griezmann, crezi că citește la IMA, mă, numele, dar nu citește la niciunul. Bine. Decision is a throw. Fair tackle. Bă, dacă iau man. Unde e woman? Hai, mă, bobiță, ce facem aici? Mă, trebuie să vă fi zis la început de video să vă pregătiți semințele și berea. S-o crezi tu? Bun, așa. Well, maybe the counter-attack is on here. Not really creating enough pressure keeping the ball here. Looks to shoot. Aproape. Mamă, băieții mei, rupți în gură. Rupți rău. Jordi Alba. Vidal. No. Griezmann. Hai, că o dă în parapet. Sau? No. Position for the cross. Only partially cleared. So bine. Come off the goal, still in play. Bine, mă. Corpul ăla mare a tău. Mă, zici că mă bat în pana cu ele pe online. Flag up. Offside given. It's a tight one. Yeah, that defense. Hi, frate. Taking a chance with that, but hit the linesman, got it right. Atât de aproape. Is going to have a chance center stage.
Mamă, eram și pe liber aproape, în puii mei. Arturo Vidal. Dembele. Ce pele mă lasă, mă? Semedo. Hai de viața mea. Bun. Read the intentions. No, nu mai era nimeni în față. Vidal. Și m-am grăbit cu aia. Dembele. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. They've got the ball back, Barcelona. I am. That's gone out for a throw-in. Frate, e stresant, pentru că ăștia sunt prea buni. Sergio Busquets. Bine, îți dai seama că jocul poate nu fi pus acum. E bine, e pus pe pro, nu știu exact care e ideea, dar totuși e ceva. Pro sau semi-pro e pus, nu știu exact. Stai meu. Nu. One of their better passes and he's giving it away here. Busquets. Shot up. Powerful drive, close enough to suggest have another go, son. Yeah, strong shot. I think the keeper saw it coming all the way. Hai Vlad, am încredere în tine, frate. Ok, avem foarte e gata. Nu mai apuc. Well, he's got a chance now to get forward in this wide area. Real chance. Great work by the keeper. Hai mă. That'll be a corner. In goes the corner. Too early. Oh, a bit of distance. Oh my god, aproape. It's all over. Am încercat, boys. Am încercat. Cred că dacă era de fapt în viața reală FCSB versus Barcelona era mult mai rău, dar eu m-am descurcat mult mai bine, ok? Așa că să vă rog frumos, merită un like pentru chestia asta. Oricum, oameni buni, mersi frumos dacă v-ați uitat acest video din FIFA. Știu că e ceva ce nu prea fac des, nu e ceva ce e obișnuit pe canal, dar din când în când chiar îmi place să mai mă joc chestiile astea pentru că mi se par relaxante și e bine să mai încerci ceva nou. Așa că mai bun, mersi frumos dacă v-ați uitat acest video. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și poate, nu știu, încercăm și Volta într-un video următor dacă chiar vă doriți acest lucru. Dar aici am fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!